Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și e târziu noapte, dar vorbind mai devreme cu o prietenă, mi-a spus că a văzut în ultima vreme o abundență de filmulețe ale persoanelor care se ocupă de legea Asumției și de manifestări, filmulețe care veneau cu idei pentru a ajuta pe cei care sunt interesați să manifeste petrecerea Revelionului împreună cu persoana specifică. Ei bine, vorbind cu prietena mea, mi-am dorit să împărtășesc și cu dumneavoastră ceea ce gândesc despre acest lucru. Așadar, la întrebarea poți să manifesti petrecerea Revelionului alături de persoana specifică, răspunsul meu este da, cu siguranță. Și cu toate astea, sunt multe persoane care reușesc să manifeste acest lucru? Răspunsul meu este nu. Și da, știu, nu asta ai vrea să auzi. Și poate că motivul pentru care ai venit să vezi acest filmuleț este că vrei să îți spun că da, poți să faci acest lucru. Poți să faci orice lucru îți dorești. Cu toate astea, nu toată lumea reușește să manifeste persoana specifică până de Revelion. Motivele sunt nenumărate. Aș vrea să-ți spun totuși în acest filmuleț de ce unele persoane reușesc și altele nu. Când vorbim de manifestare care are termen limită, care are un deadline, intervin mai mulți factori. Sunt acele persoane care știu și nu trebuie să facă mare lucru decât să-și imagineze sau să spună că își vor îndeplini acea dorință. Sunt persoanele care au siguranță, care au încredere, care au credință, acea credință de nezdruncinat și care în acest proces nu vin și cu îndoială, frică, temeri și așa mai departe. Dar ce te faci dacă în scurta perioadă în care manifesti petrecerea Revelionului cu persoana specifică sau a Crăciunului sau a Valentine's Day-ului, pentru că, da, vei vedea foarte multe filmulețe. Nu este primul an în care se întâmplă asta. Au fost, sunt și vor fi tot felul de filmulețe care vor veni cu idei pentru ca tu să-ți petreci fie Crăciunul, fie Revelionul, fie Valentine's Day, fie, nu știu, alte sărbători, vacanța de vară și așa mai departe. Ei bine, fiind această perioadă scurtă de timp, în procesul manifestării, dacă nu ai siguranța că acest lucru se va întâmpla, vei, nu știu, afirma câteva zile, vei trăi din finalitate momentul petrecerii Revelionului alături de persoana dorită, persoana specifică și așa mai departe. Și cu cât te apropii de termenul limită, cu atât începi să-ți pui întrebări. Nu m-a căutat, încă nu m-a deblocat, nu mai știu ce alte circumstanțe. Și atunci îți vei creiona scenarii negative, vei pune răul în față, te vei panica și frica, grijile, angoasa și așa mai departe vor bloca această manifestare. Manifestare care, dacă nu se întâmplă, poate să facă mai mult rău decât bine. Și am să-ți spun de ce. Pentru că dacă nu ești una din persoanele care reușește să manifeste acest lucru, în noaptea de Revelion, probabil că nici nu vei mai putea să te bucuri de acel moment. Poate că vei sta trist sau tristă, îmbuvnată, poate vei plânge, vei găsi tot felul de motive pentru care acel lucru nu se va întâmpla, vei începe, evident, să te blamezi pe tine, să te gândești la ce nu ai făcut corect, de ce nu a funcționat și așa mai departe,
până când vei ajunge chiar să blamezi legea Asumției, să crezi că nimic nu merge și, deși poate te aflai aproape de manifestarea dorinței tale, care este de fapt relația sau căsătoria cu acea persoană, vei bloca acest lucru, poate chiar vei renunța, deznădăjduit, dezamăgit de faptul că dorința ta intermediară nu a prins contur. Și cu toate astea vreau să-ți spun că legea asumției, care spune să îți asumi că ai acel lucru sau că ești acel lucru și să trăiești din finalitate, spune să nu te încurci cu mijlocul. În cazul de față, petrecerea Revelionului este fix acel mijloc de care se vorbește în legea asumției. De ce să pierzi o manifestare frumoasă când ai putea să mergi direct în finalitate? Dacă tu știi că în finalitatea ta vei trăi cu acea persoană frumusețea unei relații, frumusețea căsătoriei, că vei fi alături de acea persoană pentru mulți ani, de ce să nu mai aștepți? Da, poate că nu vei petrece Revelionul cu acea persoană. Și îți mai spun un lucru. Se poate întâmpla ca dorința ta de a petrece Revelionul cu acea persoană să nu se întâmple și dintr-un alt motiv. Dacă motivul pentru care îți dorești să manifesti acest lucru este dintr-o nevoie, din disperare, din punerea persoanei specifice pe un piedestal, știi, îl pui undeva aici, iar tu te situezi undeva aici, crezând că fără acea persoană Revelionul nu mai are niciun farmec, atunci cu siguranță că nu ai lucrat suficient de mult cu tine și nu îți cunoști cu adevărat valoarea, nu cunoști meritozitatea ta și ai impresia că a trăi momentul dintre ani doar cu tine însuți sau însăți sau alături de rudele tale, de prietenii tăi, nu înseamnă nimic, înseamnă că încă nu te iubești și nu te apreciezi îndeajuns de mult încât să suporți noaptea dintre ani în această ipostază. Aș vrea ca în noaptea dintre ani, în pragul acesta, da, între 2023 și 2024, să nu te gândești cu amar că nu ești alături de persoana specifică. Deci dacă trăiești din finalitate, nu ai avea nevoie să manifesti noaptea de Revelion. Ar implica acest lucru și chiar dacă în plan fizic tu nu ești cu persoana specifică în acea noapte, nu te gândi cu tristețe, ci bucură-te de acum, bucură-te că știi că în realitatea ta viitoare vei petrece nu doar Revelionul cu acea persoană, ci zi de zi și seară de seară alături de persoana iubită. Așadar, nu vreau să cazi în capcana acestor trucuri, să le spunem, magice, în care tu lași finalitatea pentru ceva de mijloc. Poți să faci asta și poți să manifesti etapizat, dar doar dacă nu o faci din disperare, nu o faci din obsesie și nu o faci dintr-o nevoie care îți spune în interior că fără acea persoană nu poți petrece un revelion frumos, un revelion liniștit, un revelion plin de bucurie și de calm. Căci tot noi dăm această însemnătate că dacă petrec revelionul fără persoana specifică o să am un an identic, o să fiu nefericit pentru că, da, se spune că ce faci de Revelion, faci tot anul. Iată încă o convingere limitativă, o convingere care nu ne aduce nimic bun. Și da, chiar dacă la început ai crezut la nivel conștient că poți să faci acest lucru, dacă la nivel emoțional și la nivel subconștient nu te-ai convins de adevărul acestei afirmații că petreci Revelionul alături de persoana specifică, e posibil să nu se întâmple asta.
Mesajul meu pentru voi este că, indiferent dacă se întâmplă sau nu, nu începe să-ți faci scenarii negative, să te gândești de ce nu a făcut revelionul, de ce nu m-a căutat, de ce nu m-a sunat, ci trăiește finalitatea în interiorul tău. Folosește-te de conversații interioare. Vreau să petreci cea mai frumoasă noapte de revelion alături de oamenii dragi sau, dacă ești singur, bucură-te de faptul că ești sănătos, că ai tot ceea ce-ți trebuie. Fă-ți o listă cu obiectivele anului 2024. Mulțumește pentru tot ce ai făcut bun în 2023. Nu diminua lucrurile bune care ți s-au întâmplat doar pentru că încă nu ai manifestat ceea ce crezi tu că îți dorești cel mai mult, și gândește-te cu credință, cu speranță și iubire la anul care va veni, căci lucrurile se pot întâmpla într-o secundă. De asemenea, unele dorințe au momentul lor propriu de a se manifesta și nu știm noi exact când Dumnezeu are planificat pentru noi ca manifestarea să prindă contur în realitatea 3D. Dar poate că ceea ce ție ți se pare un capăt de lume, un capăt de țară, faptul că nu poți să petreci revelionul alături de persoana iubită, poate chiar acea circumstanță o va face să vină spre tine. Căci necunoscute sunt căile Domnului și noi nu le cunoaștem pe toate. Viziunea noastră este limitată. Noi credem că doar anumite portițe pot fi accesate. În schimb, circumstanțele persoanei specifice pot fi atât de variate încât nu știm cum lucrurile pot lua o întorsătură favorabilă nouă. Așadar, nu alege calea cea grea, nu alege să petreci noaptea de revelion având gânduri negative, creând povești și scenarii, ci trăiește cele mai frumoase clipe gândindu-te că dorința ta este deja înfăptuită în interiorul tău și pentru că este înfăptuită în interiorul tău, ea va fi externalizată în realitatea ta 3D când te aștepți mai puțin și la momentul potrivit, căci trebuie să-ți spui întotdeauna că lucrurile se manifestă în viața ta la momentul potrivit. Este cea mai bună cale de a manifesta orice. Dragilor, la final de an, vă doresc un 2024 binecuvântat, plin de împliniri. Fie ca acest an să vă aducă împlinirea tuturor dorințelor, să vă aducă maturitatea spirituală de care avem cu toții nevoie. Nu uitați să fiți recunoscători pentru ceea ce a fost, să iubiți prezentul pentru un viitor minunat, căci în momentul în care ești mulțumit de ceea ce ai acum, lucrurile și mai bune se vor manifesta. Dați voie acestor momente să devină realități și spuneți-vă în fiecare zi: eu sunt iubit sau iubită, eu sunt puternic sau puternică, eu merit, eu pot, eu îndrăznesc. Dragilor, să avem pace în suflet, un an binecuvântat și fie ca toate dorințele voastre să devină realitate atunci când este momentul lor.